Când sănătatea omului a devenit prioritate mondială, un specialist al sistemului medical face declarații tulburătoare. Cea mai mare crimă făcută împotriva acestui popor în ultimii 30 de ani este o crimă făcută de politicienii și administratorii acestui stat, pentru că nu au construit spitale. Iar întrebările menite să pornească o dezbatere națională nu întârzie să apară. E bine să se dea bani publici la spitalul privat? Vlad Mixić, specialist în politicile de sănătate, revine la Garantat 100% cu idei noi despre sistemul nostru sanitar. Omul bolnav nu face alegeri raționale. Duminică, la ora 23, pe TVR1.